Hola, ce faceți? Sper că bine. Haideți să vă arăt ce testăm astăzi. Știu sigur ce facem. Facem niște paste învelite în mozzarella cu altă mozzarella deasupra. Creme brulee. Și niște ciuperci pizza. Mm-hmm. De testat avem așa. De la Lindt. Asta e cu... Stroci, iată, l-am găsit în Bulgaria fix. Doar o cutie din asta, noi n-avem, avem doar mix. Asta mi-a spus o clientă că e de gustul copilăriei, așa că trebuie să o iau și eu. Așa și pe asta cu lime de la Der. Asta nu mai știu ce necesar este, sunt bugoș. Nu? Nu, cred că am luat de la noi în România, nu mai știu. Ibi, 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 mi-a cumpărat asta. Mâna părintea am de la Lușoro ăștia, am de la... american, la armată, am acest bar. Deci sunt foarte obosită, nimic nu știu mai vorbesc. Baton cu cereale. Niște puchii. Altă napolitană. Un Doritos cu lăunici. Și acest Coca-Cola galbenă, nu știu cu ce. Lemon, trebuia să știu. Dă-te înapoi. Aici, hai că și puțin într-o parte nu contează, stau așa. Bineînțeles că sunt minunate. Bineînțeles. Dulci de mor, n-am de două pe zi, n-aș putea să mănânc. Îmi trebuie să mai suport vocile, la fel cum îl suportam înainte, nu știu ce e cu mine. Păi că asta mi-a făcut. Ăsta, zahăr grân și cocos, au fix exact gust de zahăr bun. Acceptabile. Au loc. Nu să testez pe ăsta. Sunt simpli. Deci, mai pentru TikTok. Sunt simplu. Hola! Mă rog, nu contează să mă văd eu, contează să văd mâncarea, dar mă rog. Am dat asta pe pin, de pe Pinterest. Ia uitați. Cartofi din ăștia am. Ce bun cartofi, sunt de la Auchan. Sos de tomate am. Până așa puțin numit. Să se moaie cartofii. Bun, pun mozzarella. Mozzarella. Deja am preîncălzit cuptorul. Am pus la 200 de grade. Să trăim fericiți. Așa. Perfect. O să mai pun niște sare. Condimente. Și salam. M-am uitat de salam. Salam. Da, pun salam. Da. Nu băgați în seamă pe taco, arăți și tușește. O cumpărai se pe afară, dar și ai și 5 minute și... Între timp am văzut o rețetă și vreau să o pregătesc. Vreau să o pregătesc. Ai nevoie de ciuperci. Dacă aveți portobello, ciuperci, super. Dacă nu, ne mulțumim cu ciuperci mari pe care le găsim. Am deja cuptorul preîncălzit la 200 de grade, dar o să-l dau la 180 special pentru astea. Ce facem? Punem cu fața în... jos, ca să nu se strângă zeamă, timp de 10 minuțele. După întoarcem și punem efectiv ce vrem noi. Punem ce vrem noi. Ce o să pun eu? O să am niște salam, o să pun niște măsline, mozzarella, sos pentru paste. Atât ca să fie finuț. Asta o să-i pun Răzvan la muncă să mănânci niște pipturică. Da. O să... Chiar a ieșit bună drăcia asta, sincer să fiu. Adică ce să nu fie bun. Cartofi cu mozzarella. Și salam mior.
Bun. Ciupercile după 10 minute. Și o să pun așa. Am spus că pun sala. Să încerc cumva să nu fac. Ia vezi, da. Ia vezi. Nu, ce e? Vă păstrez și voi cu tot asta. Băști. Până atunci băști. Băști, băști. Mi-e frică că îmi fură, că știți ce cură formatare? Uși, imediat! Așa. Să pun niște sos în ăsta de tomate. Mult. Așa. O să pun mozzarella pe fiecare. O să fie cam multă mozzarella, dar e bun. Ce să facem? Deja mă apă în gură, nu mai pot, deja simt că mor. Așa. Asta. Și acum măslinuțele. Și le băgăm la cuptor tot 10 minute, da? N-au ieșit trele. Ce aș mai fi făcut eu? Și-au spus 10 minute, el aș fi lăsat prima oară vreo 15 minute, dacă nu 20, ca să ducă zeama. Gustul la fel de bun. Parcă ar fi o pizza. Dar poate așa mai puțin suculent. Haideți să facem o chestiuță drăguță. Am fiert paste. Să folosiți string cheese sau mozzarella, dar să fie puțin mai lungă. Am găsit o pastă de la Lidl. Uitați-o și pe Oreo. Oreo! Ce vă mă micu? Ce vă mă micu, iubita? Mozzarella și sos de pastă. Am văzut eu la string cheese, mi-ar fi plăcut mai mult, dar nu am găsit când am fost la Lidl, deci odată adusă seră. Hai, nu, ești aici. Lua venit și tacu. Deci luăm cam atâta. Tacu, dispar de aici, dispari. Și înfășurăm așa. Să vedem câte ies. Da? Bun, luăm pastele. Veniți să facem. Am luat numărul 1 de la Barilla, dar nu o să mai iau pentru că nu mă înțeleg deloc cu ele. Și înfășurăm mozzarella. Taco, dacă îmi fur ceva după masă, bătaia ta o să fie televizată, că uite, am aici oameni. Ah, bravo. Și punem chestia asta aici. Ola, haideți că vă dau una. Iată una. Ia-și tu. Să vedem câte ne ies. Dacă după ce că tu dai bășini într-una, deci cățeaua mea câte ori se ridică, vine aproape. De fiecare dată când se ridică, trage bășini. Și așa facem cu toate până am preîncălzit cuptorul la 180 de grade, nu știu dacă am mai zis. Dar până perpeleștea aia să se și încălzească. Da? Ia să vedem și cu tot pastă. Mie mi se pare foarte mișto chestia asta dacă aveți copii. Mănâncă și ei altfel de paste.
sos. Eu folosesc. Deci nu contează ce sos folosiți, sincer să fiu. Dar să fie puțin mai plin. Ales că sosul ăsta nu are nici multe calorii. E și sănătos. Trebuie să folosiți și ce aveți în casă făcut de voi. Sos de roșii să fie. Bine, dacă vreți să folosiți sos de paste, cu diverse, puteți să mai puneți ce vreți deasupra aici. Eu astăzi vreau ceva mai simplu. O să fac și creme brulee. Și nu vreau să mănânc. Bine, v-ați dat copii o singură dată, că e foarte multă brânză. Dată pe săptămână. Așa. Și mătare la... deasupra. Și o să bag doar 10 minute la cuptor, pentru că pastele sunt deja fierte. Ce îmi place mie, ce apreciez la pastele astea, numărul 1, să fac în 3 minute. Să fierbă în 3 minute, deci. Perfect. Băgăm la cuptor 10 minute. Mi se par foarte bune. Pentru că, uitați așa, a făcut asta așa și este și crocantă. N-ai cum să dai greș. Haideți să încercăm să facem creme brulee. Este o rețetă de pe YouTube. 4 galbenușuri, 50 de grame de zahăr. Și amestecăm până devine galbenușul ca o cremă de vanilie. Până atunci trebuie să deșurăm. Cam așa. Ca o cremă de vanilie. Bun. La fiert. O să punem 200 ml de lapte. Se pare foarte simplă rețeta asta. Dar am zis să o fac. La uzina Dacia le dă lapte Olimp. Deci chiar am rămas, Olimp, chiar am rămas impresionat. Foarte impresionat. Bă. Și 200 de frișcă lichid. Un normal heavy cream înseamnă, cred eu, smântână de gătit, dulce, nu știu. Nu știu ce înseamnă, dar folosesc frișcă să mă las în pace. E o frișcă cu cantitate mai mare de grăsime, probabil. Domnișoara aceea pune păstai de vanilie. Eu nu am păstai de vanilie. Eu știu că o folosesc esență de vanilie. În momentul în care această chestiuță dăm fiert, o luăm. O luăm și o punem peste compoziția noastră. Amestecăm foarte bine și o punem într-o castrol. Și o să o lăsăm vreo câteva ore la rece. Opa, așa. Bă, vedeți că m-am întâmplit, nu mă băgați în seamă, preîncălziți. Dacă m-am uitat încă o dată, preîncălziți cuptorul la 140 de grade. Și am dat un fir și punem puțin, câte puțin, și amestecăm. Preîncălzit cuptorul la 140 de grade și o să punem olicelele. Dacă
Dacă vreți să puneți mai multe sau una mai mare, punem într-o tavă. Deci punem compoziția în tava noastră rezistentă la căldură. Punem tăvițele într-o tavă și punem apă. Da? Și băgăm la cuptor timp de 30-40 de minute. Fim iar ca pus în pielea. Doamne, nu mă băgați seama. Și după lăsăm la răcit vreo 2 ore. Da. Deci, pe mine să nu mă băgați seama. Să dai capul meu. Bine, nu-i parcă m-am uitat încă o dată că eu, deci să mor eu o puneam. Și așa o lăsam. Deci... Deci e bine să verifici și chestiile astea. Vă arăt imediat. A, așa, turnăm. Doamne, păi tot eu aia supărată, că de ce nu-mi ieși rețeta? A, mânca pe asta perfect. Mânca pentru nasi. Și mai bine. Așa. Și în asta o să punem apă. Mai pun puțin. De jumătate de pahar. Și v-am spus să o lăsăm 30-40 de minute în cuptor. După o scoatem și o lăsăm la răcit. Lugoșile astea sunt oribile. Fără de fapt ca o urmă de caisă. Urmă, da? Nici gustul nu se simte de caisă. De fapt aici. Ăștia seamănă cu unii din copilărie care aveau și crânțănele de alea deasupra. Și erau bun mai bine alea. Ăstea sunt minunate și ăstea seamănă cu biscuiții aia Zoo. Nu mai am nici baterie din memorie. Să văd cum mă lasă să mai filmez. Ia uitați! Biscuiță! Aici nu știu ce, alună. Ăștia cu lime chiar sunt buni. Nu mă așteptam. Haideți să caramelizăm creme bruleul. Imediat. Așa. Așa, perfect. Punem niște zahăr. Asta că vreau să fac. Gata. Punem zahăr. Asta poate fi omisă, deci nu trebuie neapărat, dacă nu vrei. Dar zic să fac exact. Bun. Ce frumos miroase. Bă, bun. Dă-l like. Bun. Deci, chestia asta de deasupra face tot. Dacă nu era ea, era bun. Dar nu atât de bun.